Lada de Zestre cu Lorena Nechifor. Pentru că ne-am dorit foarte mult să pătrundem în Universul Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti din București și să aflați și dumneavoastră, dragi ascultători. Povestea satului de la oraș, care de aproape 8 decenii conservă și promovează cultura tradițională. Am invitat-o în direct alături de noi la Radio România Antenea Satelor pe doamna Paula Popoiu, directorul Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti din București, căruia îi spun cu mare drag bună ziua, bun venit în emisiunea noastră și mulțumim că v-ați făcut timp să fiți alături de noi bună și ascultătorii noștri. Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a vorbi, zic eu, de cea mai frumoasă instituție din București, să zicem culturală. Deci, instituție culturală ca să nu se supere nimeni. Pentru cei care au vizitat măcar o dată Muzeul Satului, dar și pentru cei care nu au avut încă acest prilej, sunt convinsă că după cele ce ne veți povesti astăzi, ascultătorii noștri vor fi nerăbdători și curioși să calce pragul instituției pe care o conduceți și mai mult vor ști cum să privească tot ceea ce se află în muzeu. Așadar, doamna Paula Popoiu, vă rog pentru început să ne spuneți câteva lucruri despre istoricul Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti, care este amplasat în mijlocul capitalei, pe malul lacului Herestrău și este o încântare pentru ochiul și sufletul oricărui iubitor de pitoresc, tradiții și istorie și românitate. Istoria muzeului satului este deja una destul de cunoscută, cred eu, pentru, nu numai pentru vizitatorii noștri din București, dar avem și mulți vizitatori străini care știu uh, multe despre istoria muzeului, pentru că întotdeauna am avut grijă ca toate uh, cărțile pe care noi le-am scris despre muzeu să fie și în limba engleză în așa fel încât uh, lumea să afle că la 1936, în București, se organiza de către Școala Sociologică de la București, condusă de Dimitrie Gusti, da. acest uh, frumos uh, muzeu de la șosea, cum l-a numit chiar Dimitrie Gusti, uh, un muzeu uh, în aer liber, care, ca vechime, este al doilea în Europa, pentru că înainte de muzeul satului a fost muzeul Skansen. Care, într-un fel, a folosit ca model pentru Școala Sociologică de la București. Doar că Muzeul satului s-a născut, e adevărat, în doar șase luni, dar după 20 mai mult, 20 de ani de cercetări în satele românești. Echipele sociologice au mers în aproape 600 de sate din da. România, au făcut cercetări sociologice care aveau, de fapt, scopul de a ridica nivelul de trai al țăranului și nivelul cultural al satului și în urma acestor cercetări a luat naștere muzeul de la șosea. Cele sigur... mai importante persoane care s-au ocupat uh, de demararea acestui proiect? Acum, le, dacă intrați în muzeul satului, veți vedea că numele celor mai importante persoane sunt pe ușile noastre, sunt străzile muzeului, poartă numele lui Victor care... Victorion Popa, care a făcut planurile muzeului, bineînțeles Dimitrie Gusti, care a condus aceste echipe și Gheorghe Focșa, care a fost de fapt primul muzeu, primul director al muzeului sadului, a fost Gheorghe Focșa, el a fost cel care într-un fel a salvat ideea și muzeul în perioada comunistă. De Pentru... ce a fost, vă rog... Da, nu. Spuneam că în 47, când Fox a venit director la Muzeul Satului, exista ideea uh, renunțării la acest muzeu și Fox a fost cel care i-a schimbat cumva și titulatura și preocupările sociologice în muzeu etnografic, pentru că sociologia a fost considerată știință burgheză. Dar de ce a fost? Uh această idee a renunțării la Muzeul Satului. Acum, sigur că documentele nu spun clar de ce anume. Sigur că terenul este unul frumos și Am lângă înțeles. lac și după 90 Era foarte au fost cândva, câțiva care tare și-au mai dorit acest teren dar evident că toată perioada comunistă, trebuie să vă spun că acest muzeu nu a fost vizitat niciodată de Nicolae Ceaușescu, de exemplu, pentru că era locul acela în care se spunea că poporul român, uite, a trăit în case de lemn, acoperite cu paie, adică nu era nu Ceva e, reprezentativ pentru grandomania epocii. Și atunci, de exemplu, eu eram tânăr muzeograf, am venit în 82 la Muzeul Satului și nu aveam voie să vorbesc delegațiilor oficiale despre bordeele din Muzeul Satului. Serios, foarte serios pentru că am făcut o gafă și am vorbit despre ele, dar noroc că deja era aproape de decembrie 89 și am scăpat destul de ușor. Am înțeles. Da, aveți foarte multe activități în Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Chiar mâine, de 1 mai, aveți târgul de Armindeni. Ce invitați da. veți avea pe parcursul celor trei zile? Da, vor fi trei zile de târg în care muzeul va fi animat de meșteri populari din toată țara. Sunt meșteri populari care reprezintă aproape toate meșteșugurile tradiționale încă active, de la olărit, o încondaiată, până la uh, confecționarea opincilor sau costumelor populare. Uh, sigur că într-un târg nu puteau să lipsească uh, gastronomia tradițională sau alimentele caracteristice uh, satului românesc de acum, da. dar și mai de mult și bineînțeles că muzica și dans este fundalul pe care se desfășoară tot acest târg și avem invitați pe domnul Crețeanu de acum foarte cunoscut din cântărețul alt. din olt rapsod și cântăreț de balade și cred eu că unul dintre cei mai buni interpreți de cobză, instrumentul vechi pe care mulți dintre noi l-au cam uitat Așa este, La au la, la dat uitării da, pe, da. pe nedrept. Cum reușiți să mai descoperiți acești oameni, meșterii pe care îi aduceți? Muzeul, în afară de ce vedeți când intrați în muzeu, expoziția, n liber, dansul, muzica, târgurile, are o foarte susținută activitate științifică. Noi avem și cercetători angajați, și atunci mergem pe teren foarte mult. Am desfășurat mai de mult mai de mult însemnând acum 2 ani un program care s-a numit Meșter Anonim, adică am mers prin sate și am mai descoperit meșteri care încă mai sau mai, mai degrabă doamne care încă da. mai țes, încă mai fac costume în ce polar, zone, Da în... să ne spuneți în ce zone? Programul s-a desfășurat mai ales în Bucovina și în Moldova de Sud dar în general mergem și în Oltenia, suntem tot timpul în legătură cu cei de la Horezu, mai ales că în ultima vreme ei sunt foarte importanți, în declarați Patrimoniu Mondial UNESCO și în general cam în toată țara mergem pentru a descoperi noi meșteri. Uneori sigur că suntem în legătură și cu foarte multe ONG-uri care se ocupă de acești meșteri populari și atunci vin și ei către noi, nu numai noi către sate și nu, descoperim și redescoperim dar din participarea dumneavoastră pe teren, din cercetările pe care le faceți, cum găsiți satul românesc de astăzi? A zice că într-o transformare foarte rapidă, mult prea rapidă, după părerea mea, și a, sunt sate, mai ales aici în Sud, care se dezvoltă haotic. Asta vreau, ce fel de transformare? Da, din păcate nu una controlată și nu una care să se bazeze mai ales pe tradiție și mă refer mai ales la tradiția constructivă, pentru că primul lucru pe care îl vezi într-un sat este arhitectura. Și atunci, pentru că urbanismul nu prea mai își face datoria, este această dezvoltare fără bază tradițională a caselor, Țăranii acum au o deschidere, nu nici mai putem vorbi prea mult despre țăranii din satul românesc. Sunt uh, cei care pleacă în străinătate, vin de acolo cu modele străine și de spiritul nostru, dar și de ambient. Da. Și sigur că toți vedem că iau naștere niște arhitecturi monstruoase în sate, dar mai sunt și sate izolate, sate conservate, mai sunt și oameni care încep să își dea seama de valoarea uh, patrimoniului pe care l-au și încep să-l conserve și să vorbească despre el. Eu m-am bucurat să găsesc chiar țărani care au strâns din sat obiectele și au făcut așa câte un mic muzeu acasă. Mă gândeam că vi le-au adus la, le la muzeu. Unii mai ni-l aduc, dar marea bucurie a fost că au simțit nevoia să facă chiar ei un loc unde să păstreze aceste obiecte. Anul trecut chiar am fost uh, uh, într-o casă la uh, o doamnă care avea uh, o cameră făcută cu tot ce găsise ea în sat și învățase, reînvățase să țeasă și avea și o mică școală cu fetele din sat în care, pe care le învăța să țeasă. Aceste lucruri, sigur că îți spun, aici nu e vorba de învățător sau de uh, preotul din sat sau de intelectualitatea satului, ci de oameni simpli care simt nevoia să-și conserve rădăcinile. Doamna Paula Popoiu, vorbeam despre arhitectura caselor din România. Care acum nu sunt cea mai potrivită și inspirată alegere a tinerilor să-și să le construiască. Aș, sunt curioasă, însă, dacă în urma vizitării muzeului satului au fost oameni, persoane care au venit la dumneavoastră să vă ceară acordul, să analizeze împreună cu vreun arhitect sau vreun inginer constructor felul în care. A fost construită o casă și să-și să dorească să, să aibă, să meargă pe un model dintr-una dintre, dintre casele muzeului, să-și să construiască și ei o casă în stilul acesta. Da, păi răspunsul este da, da, evident, pentru că sunt chiar mulți arhitecți care doresc să vină, vină în muzeu și să-și construiască case de vacanță asemănătoare cu cele din muzeu. Cea mai curtată, spune, este casa de la Chioșdul Mic, care a și fost reprodusă undeva într-un sat, nu am reținut exact numele satului, și domnul a venit și a cerut permisiunea și bineînțeles că nu, muzeul satului este chiar onorat de, de și chiar vrea să promoveze acest tip de, de locuință casele din satul tradițional de altă dată aș spune că erau case în serie pentru că țăranul copia unul de la altul cam cum se face casa casele sunt construite fără arhitect evident și atunci modelele erau oarecum asemănătoare de unde și marea unitate a unui sat tradițional când dacă ai, am mai găsi așa ceva și mai găsim în creierul munților apuseni dacă urcăm până acolo Uh, dar uh, au fost. Am dat uh, câte ceva consultanță, am dat și pentru uh, niște case de vacanță construite în Dobrogea și foarte bine a fost că au venit să ne întrebe pentru că am văzut că în ultima vreme în Dobrogea a apărut ceva absolut uh, uh, inadaptabil, casa de lemn. Casa de lemn în Așa, Dobrogea da. este o nenorocire pentru că acolo sunt veri foarte calde și într-o asemenea casă mor de cald și atunci le-am povestit despre cum se construiește din lut despre cât de, 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 de răcoroase vara. sunt vara și cât de călduroase iarna aceste case Țăranul ă, tradițional a avut ă, știința Ol. construirii și adaptării la mediu. Exact, exact. Din păcate, țăranul ă, actual nu mai are această știință sau, haideți să spunem, tinerii care se duc acum în sat își construiesc după modele străine, pe care cred eu că după aceea le cam regretă pentru că dacă și nu foarte sunt mult. adaptate la mediu degeaba. Din păcate, nu putem să oprim această transformare rapidă a satului. pentru pentru că cu cât deschiderea este mai mare către Europa, cu atât modelele uh, vor fi mai diverse și mai, uh, hai să zicem, în ghilimele sofisticate. Dar nu e mai simplu să întreții o casă în stil țărănesc decât una uh, inspirată de modelele din afară? Nu, o casă în stil țărănesc se ține mai greu pentru că sunt materiale tradiționale care nu se mai găsesc. Eu știu de, din practica noastră de la muzeu cât de greu ne este să mai găsim oameni care știu să mai acopere cu paie sau cu stuf, care mai știu să lucreze chirpici sau să mai lucreze lutul, deci e greu să întreții o casă veche. Pe de altă parte, un om care dorește un anumit nivel de, de confort. trai, un anumit confort, nu vrea să mai locuiască într-o casă cu trei camere, din lut sau din lemn și atunci, sigur, într-un fel trebuie să, să înțelegi și acest, această cerință a omului care trește în secolul 21, oricât de dragă ne este nouă casă tradițională. Da, de câte ori vin la Muzeul Satului, mă prinde și pe mine, recunosc dorința de a locui măcar pentru o noapte într-o casă țărănească pe un pat de paie și să miros pâinea scoasă din cuptorul de lut. Într-o vreme, chiar la Muzeul Satului, nu la inițiativa lui Dimitrie Gusti, s-a da, locuit Muzeul adevărat, Satului. A fost un experiment pe care Dimitrie Gusti l-a încercat, dar care n-a dus lucruri foarte bune <gânt> pentru patrimoniu. Pe urmă, muzeul a mai fost locuit și în 40 de Când refugiații refugiat, din Masarania. Da. Dar experimentul gusti nu a fost bun pentru că a dus la distrugerea unor elemente de patrimoniu. Evident, a trăit ca acasă. Oamenii, oamenii s-au mai certat. Au venit cu animalele, cu păsările, cu, animalele cu... cu tot și atunci tot nu, arsenalul. nu. Am văzut că sunt colegi din Muzeele Naie Liber care doresc să locuiască oamenii în muzeu. Eu i-a sfătuit să nu pentru că sigur vor distruge ceva din casă. Nici măcar cu chirii așa. Nici măcar. O dată no, de două ori pe lună are rostul lui și trebuie conservat. Da. Cum reușiți totuși să întrețineți ceea ce aveți în muzeul păi, satului? Avem un laborator de conservare și restaurare, pe de-o parte, care face o muncă zilnică, spune, de întreținere, dar evident că tot ceea ce restaurăm facem cu echipe specializate, externalizat, pentru că n-am putea să avem atâția angajați, cu meșteri din sat în primul rând, da. asta înseamnă de fapt echipe externalizate, așa cum s-a lucrat dintotdeauna, pentru că și muzeul la începuturile sale în 1936 a fost ridicat cu meșteri aduși din satele din care proveneau și monumentele. Sigur, acum ne este mai greu să găsim meșteri în fiecare sat, dar sunt din ce în ce mai, a zis eu, mai școliți și mai specializați pe arhitectură tradițională. Știu, sunt oameni care respectă uh, foarte clar uh, tradiția de construcție și atunci noi îi folosim în muzeu, pe unii școlim chiar noi. Și da. în curând, anul viitor, când muzeul va împlini 80 de ani, mulțumim, uh, vom avea surpriza deschiderii părții noi a muzeului. Și acolo vom o să vedem că satul românesc a avut și case de cărămidă, case de zid, a avut și case cu etaj. Deci, acolo vom ilustra și partea mai, să zicem, mai, nu mai nouă, cât mai bogată a satului românesc. Muzeul satului are și o structură anume. Când intrăm înainte, la stânga, la dreapta, cum da. este structurat? Uh, El a fost din gândit, uh, începând cu Victor Ion Popa, care spuneam că a făcut planurile, a fost gândit și apoi uh, Focșa a menținut această gândire ca să ilustreze regiunile mari ale țării, uh, regiunile istorice. Așa că la intrare intrăm direct în Transilvania și uh, casele sunt caracteristice și uh, interioarele la fel. Pe urmă continuăm. Uh cu zona Gorjului, avem Dobrogea Moldova și ne întoarcem prin Transilvania. Avem un circuit așa rotund, intrăm prin Transilvania și ieșim prin Transilvania. Da. Uh, și bineînțeles că partea cea nouă nu mai respectă această modalitate de uh, expunere a caselor, pentru că până la urmă expoziția permanentă este tot o expoziție cu anumite gândire muzografică. Da, da. În zona nouă, noi căutăm să reconstituim un sat cu centru civic, cu biserică, școală și cu alea minorităților, unde ilustrăm modul foarte interesant de locuire în satele românești, locu locuirea mixtă cu mai multe etnii într-un singur sat. Încercăm să vorbim de multiculturalitate în această alea minorităților. Aș vrea să vă mai întreb câteva lucruri legate de activitățile pe care le desfășurați la muzeul satului. Sunt săptămânale, dacă nu săptămânale bilunare sau o dată pe lună, în funcție de evenimentele și de sărbătorile din calendarul popular. Cred că A... Aș putea să spun că sunt zilnice. Sunt zilnice? Vreapă. Da, ați avut și ateliere dedicate copiilor, celor mici, târguri pentru micul meșteșugar. Cum au reacționat aceștia? Noi avem, când am spus că activitățile noastre zilnice, chiar la copii, mi-am gândit, Așa. pentru că avem și în perioada de iarnă, când funcționăm în săli, dar mai ales vara, atelierele pentru copii. Avem Tabăra de Creație Vara pe Uliță, care ține cam o lună de zile și pe care acum am și înregistrat-o la OSIM, de trei ani de zile este deja marcă înregistrată. La Tabăra de Creație, care ține din iunie până în august, noi înregistrăm cam 1200 de copii care participă, pe urmă avem tot felul de programe și proiecte dedicate copiilor, unele de cunoaștere a mediului, de exemplu, se cheamă proiectul Lumea în care trăim. Da. Vorbim și despre animale, dar și despre plante, și mai ales facem împreună grădinile de legume grădina de plante aromate, adică ne facem grădinile din curtea caselor cu copii. Ei sunt foarte și cum se arată încântați, avil? extraordinar de încântați. Uh, vin și îmbrăcați în costume cei care au, cei care n-au și procură, bineînțeles. Și uh, ce, ce facem noi cu ei în muzeu este nu numai să învățăm respectul față de tradiții, să le arătăm frumusețea satului românesc, dar învățăm și să se comporte unii cu ceilalți. Pe urmă, atelierele sunt conduse de meșteri adus și de peste tot din țară, meșteri autentici, care le fac și educația pe care o fac bunicii de obicei, adică învață să pună hârtiuța la coș, să ajute pe cel de lângă el care poate nu poate să-și desfacă sticla cu apă. Dar sunt extraordinar de, de încântați, cu multe surprize și, după cum știți, noi avem foarte multe pisici în muzeu și cine, evident cine le hrănește. Că noi le hrănim pentru că. Uh, Asta ca toată, să vă aferiți pe șoricei, nu? Să nu, nu? Nu, nu, ele s-au cazat, așa mai lemnele. întâi, s-a cazat un motan în muzeu, după care s-au mulțit, Este și un fel de schimb așa de pisici. Unii copii aduc de acasă pisicile, alții le iau acasă. Și, în orice caz, sunt extrem de încântați când văd animale, pentru că deja copiii din București nu prea mai știu uh, de unde vine laptele, de exemplu. Exact. Uh, de la supermarket. Cred că din cutie. Din Eu cutie am auzit o conversație între -o, într o fetiță și un bunic. Bunicul îi explica că, totuși, vaca de laptele, iar ea susținea că e din cutie. Și atunci am adus o capră la muzeul satului Serios? și le-am arătat <laughs> de unde vine laptele a fost capra cu treiezi pentru că am adus și iezi și avem și găini sunt extraordinar de încântați de această refacere a atmosferei unui stat adevărat cu animalele din curte este cu ole că... din cuibar Copiii sunt, de fapt, ținta noastră cea mai clară și cea mai dragă în același timp. Și cea mai importantă. Um, și cea mai importantă. Și, bineînțeles, că vin cu bunici cu părinții la noi, tot timpul o să vă pe aleile satului copii și le dedicăm mare parte din activitatea noastră de pedagogie muzeală. Da, sigur că nu sunt singura noastră țintă și avem activități și pentru adulți destul de multe. Avem și um, invitați din sate cântăreți autentici, tarafuri care vin și susțin diverse. Să nu le zicem spectacole, dar în orice caz un fel de hora satului, dacă da, vreți, da. la care se dansează și se dansează chiar copiii, urcă pe scenă și avem activități de teatru cu copiii, de asemenea, nu neapărat teatru popular cercuri de dansuri, pictează cu ocazia marilor sărbătorii religioase, vin și află ce înseamnă Crăciunul, ce înseamnă Paștele. Avem multe activități. De fapt, anul trecut am avut 330 de activități dedicate copiilor. Și printre aceste activități le include și pe cele dedicate minorităților, grupurilor etnice. Sigur că da, avem ziua etnilor, de toate grupurile etnice posibile, găsibile, ca să zic așa, cum în satul românesc, vin și dansează, cântă, dar sunt, de exemplu, grupuri etnice care au la noi în muzeu o casă, cum este grupul Lipovenilor, și care vin acasă la ei și în curtea casei se comportă ca acasă. Vin cu mâncare, cu mâncăruri tradiționale, cu grupurile de dans și de cântec pe care ei le-au în sat și se simt chiar ca acasă. Ne invită pe noi în curte la ei, <laughs> sigur că da, și avem și o zi a românilor de Sfântul Gheorghe începând de anul viitor, va fi chiar o zi tradițională dedicată a românilor. Și, bineînțeles, că în afară de muzica populară, de dansul popular, avem și ser de jazz cu deci aduceți aduce uh, și modernitatea în muzeul evident, satului. Evident, avem expoziții de artă plastică. Chiar acum avem o expoziție absolut formidabilă, anuala de artă religioasă, religioasă și restaurare, unde avem 80 de artiști plastici nume mari care au expus. Avem uh, multe, foarte multe activități. Și... Să aveți uh, sănătate și putere și inspirație să mai faceți și altele. Iată, mai puțin de trei săptămâni până pe 17 mai când veți trăi alături de publicul vizitator. Emoția aniversării 79 de ani de la înființarea Muzeului Satului Dimitrie Gusti. An de an ați avut invitații special din toate domeniile culturii tradiționale și nu numai. Cum se anunța fi anul acesta de zilele Muzeului Satului? Din 15 până Din în, 17 15 mai. în 17 mai se întâmplă ca ziua muzeului să fie chiar duminică. Acum trebuie să spunem că la inaugurare muzeul a avut două zile de naștere, o zi de 10 mai 10 când s-a deschis pentru publicul mai ales da. și pentru oficialită și 17 mai pentru publicul larg. Noi am rămas cu data de 17 mai care a devenit tradițională de 80 de ani. Și atunci, avem anul acesta o surpriză, în schimb, pentru că vom face vom deschide ziua Muzeului Satului împreună cu Festivalul tailandez. De ce facem Ia acest lucru? Pentru că avem un program care se cheamă Dialogul Civilizațiilor și, în general, am căutat, din 2008 până acum, să creăm un fel de dialog între ce înseamnă civilizație tradițională românească și civilizația unor țări foarte îndepărtate, cum este, de exemplu, Thailanda. Este la 5-a ediție festivalul thailandez la noi. Ei aduc meșteri din, din Thailanda care intră în dialog cu ai noștri, stau împreună în curțile din muzeu și nu o să credeți dar găsim extrem de multe asemănări între noi și ei, a zice. Uh, pentru că, de exemplu, la un moment dat am, uh, am fost noi în Iordania cu expoziție Iar la plecare am vrut să le luăm un covor de-al lor Care semăna cu covorul de Maramureș Era perfect uh, <laughs> Și atunci am, am făcut și această, acest, această legătură Între lumi foarte diferite la prima vedere uh, La fel ca și muzica Muzica, la fel ca asemănă, și muzica, sigur că asemănătoare. Da, și e cu gastronomie tradițională, în care vom găsi foarte multe din mirodenile pe care le folosim și noi. Și am zis, haide să-i dăm anul acesta așa o nuanță mai specială zilei muzeului, arătând de fapt că muzeul s-a deschis extrem de mult spre colaborarea cu foarte multe alte țări, nu numai din Europa, ci și din, așa cum spuneam, din luni foarte îndepărtate. Avem multe colaborări și cu Asia, și cu lumea arabă, și, bineînțeles, cu, cu statele din Europa. Muzeul este foarte cunoscut, de altfel, peste granițele țării. Da pentru că facem parte și din multe asociații europene, așa că suntem și foarte prețuiți în același timp de colegii noștri. Chiar anul ăsta o să plecăm în Norvegia la Asociația Muzeelor în Aer Liber, unde deja ne întâlnim cu colegi pe care îi vedem aproape la 2 ani și care prețuiesc extrem de mult Muzeul Satului. Ori muzeele în aer liber s-au născut în țările nordice, așa că ținem pasul cu ei. Care, care este fluxul de vizitatori pe an, doamna Paula Popoiu? Păi eu să iau care pe anul trecut, când am avut 390.000 de vizitatori, ne-a neadăugând însă pe cei uh, din străinătate, când am fost cu expoziții în străinătate, unde sunt mai greu de contorizat, dar așa estimativ am avut și în străinătate cam 50.000 de, de vizitatori care au intrat la expozițiile noastre. Deci, un flux extrem de, de mare, aș spune, și în același timp, a, a, trebuie să vă spun că avem foarte mulți străini în rândul acestor vizitatori, da. avem Care mai este mult de reacția jumătate. lor? Cum... A, reacția lor este una extrem de, de flatantă pentru noi, pentru că, în primul rând, sunt foarte uluiți de ceea ce văd. Dintr-o dată, intră pe poarta muzeului, sunt în altă lume. Cu altă lume, exact. Da? Sunt foarte mulți care spun așa avem și noi acasă și în mod foarte curios o să vă spun că chiar japonezii au spus acest lucru. Cu japonezii am avut chiar mai multe legături. Au fost prințul și prințesa Chișină au venit la noi și au plantat cireșii japonezi. Super. Avem o alee a cireșilor japonezi dar uh, reacția lor este, uh, pe de-o parte uh, sunt uluiți, pe de altă parte încântați de ceea ce văd. Sigur că dacă vin uh, pornind de la media care ne cam vorbește de rău în Europa, dintr-o dată schimbă părerea și sunt foarte mulți care cu care chiar rămânem prieteni la un moment dat. Dacă vin la acțiunile noastre, la conferințe sau la sesiuni științifice, după aceea ne scriem în continuare și revin în muzeul statului. Sunt extrem de multe grupuri și de germani, și de evrei, foarte mulți spanioli. A trebuit chiar să facem ghidaj în limba spaniolă de să ne adaptăm. Aveți și un site foarte bine pus la punct. Uh, încă lucrăm la el, încă vrem, vrem acum să-l să facem și în spaniolă și în engleză, pentru că am primit deja reproșuri de la câțiva colegi din străinătate că vor și ei să citească ce scriem noi. Și sigur că vom face acest lucru, uh, dar. Uh, Normal, dacă nu ești în spațiul virtual, nu ești, și atunci ne-am adaptat și la acest lucru. Avem uh, uh, audio ghid, nu neapărat nu trebuie să mergi cu un om după tine. Avem și tour ul acum, adică se poate pe telefon să vezi. Uh, informațiile despre monumentele din muzeu, adică încercăm ca, pornind, arătând tradiția, să o arătăm cu mijloacele foarte moderne de comunicare ale secolului 21, și atunci, sigur că, să fie iertat că spun acest lucru acum, sigur că ne-am supărat când un anumit barometru cultural ne-a pus undeva cam departe de realitate noi suntem, cred, an de -a rândul am menținut acest loc. Suntem printre primele cele mai vizitate muzee din țară. Dacă nu, hai să zicem al doilea ca Al doilea. Să, să fim după Antipa. Al doilea după muzeul Antipa. Oricum, este un loc încărcat de spiritualitate românească, Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București, pe care vă recomandăm să-l vizitați atunci când aveți posibilitatea, când sunteți întreagăt prin București. Și un, un gând pentru ascultătorii noștri, cei care sunt în număr mare în mediul rural, doamna Paula Popoiu, ce, ce le transmiteți, ce îi sfătuiți în primul rând, să se, se uite foarte bine în lada de zestre, pentru că acolo vor găsi acele obiecte care îi reprezintă și poate că este vremea să le scoată acum la iveală și chiar dacă, sigur, casa are două etaje, e bine ca obiectele vechi să nu fie aruncate, ci păstrate, pentru că, până la urmă, ele nu sunt neapărat memoria familiei, ci memoria locului. Pe de altă parte, sigur că îi sfătuiesc să vină în vizită la muzeul satului, acolo unde, într-o vizită de o oră sau de două ore, își pot redescoperi rădăcinile.